Continuă verificarea condițiilor și a modului în care sunt tratate persoanele vârstnice și copiii din cele 56 de centre din județul Hunedoara. Pe lista neagră sunt deja două centre din Deva și Brănișca, depistate fără licență de la Ministerul Muncii. Administratorii celor două centre pentru vârstnici nu sunt la prima abatere, fiind amendați și în anii trecuți pentru aceeași neregulă. Activitatea în cele două unități va fi suspendată, dar doar după ce beneficiarii vor fi relocați în alte centre sau preluați de către familii. Situația este un pic mai complicată. Problema este să și rezolvăm ceva cu aceste persoane. Nu au o stare complicată, însă problema este că să închizi de tot, trebuie să iei bătrânii și să-i duci undeva. Instituțiile abilitate au sarcina să anunțe aparținătorii, iar ceilalți vor fi relocați în alte centre. O altă problemă este că o parte dintre persoanele vârstnice din cele două centre sunt din județul Hunedoara, iar o altă parte din alte județe, a declarat pentru Hunedoara 1 TV prefectul județului Călin Petru Marian.